Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Uite că am ajuns deja la 15 și 22 de minute, adică la ora întâlnirii cu Cătălin Stribilea pentru rațiunea zilei de această dată. Bine ai venit, Cătălin. Salutare, bine te-am găsit. Îmi place tricoul tău de astăzi. E minunat, da, l-am pus. 20 și nu știu câte grade ori fi la ora asta în București, vreo 25-26, zici că suntem în deșteptarea de vară. Da, ce drăguț și o să fie de pe 1 august. Da, ne pregătim să plecăm la mare. Da. Bine ai venit, vacanțe. Bine, da, l-am pus pe Instagram, cine vrea să vadă, e delicios. Da, e dintr-un desen animat, da, alea cu SpongeBob sau... Rick și Morty. Ah, Rick și Morty. Rick și Morty, da. Ciudate desene animate, sincer să fiu cu tine. Arată bine. Ca și cum cineva a stors din aia granita, toate felurile de granita pe mine. Așa este. Într-un desen animat pare că trăim în fiecare zi în România, dar mai multe ne va explica imediat Cătălin. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. S-a întâmplat următorul lucru care ne-a luat cumva pe nepregătite, pentru că nu dispăruse de pe radarul nostru, dar domnul Marcel Ciolacu, liderul PSD și, așa cum mi s-a părut mie, un lider informal al coaliției în momentul ăsta, adică neoficial, omul care face jocurile și comunică cel mai repede și mai tare, domnul Ciolacu așadar a venit în spațiul public și a zis: hopa, e un moment potrivit să facem o modificare de Constituție. Prima întrebare, da, spune-ne ce modificare vrei să faci. Da, nu, aha, n-a mers atât de departe. A fost întrebat la un moment dat de puterile prezidențiale, el a zis nu, la puterile prezidențiale nu se umblă, știi? Pentru că sunt mai multe viziuni aici, foarte multă lume zice că în România e un conflict între puteri care împiedică progresul. Eu zic că nu e o problemă aici, ci din potrivă, Constituția noastră are un echilibru destul de bun între puteri, așa că președintele, parlamentul și premierul sunt nevoite să colaboreze, dar să se și controleze. Acum, eu m-am uitat la chestiunea asta, zic, da, de ce o fi vrând domnul Ciolacu? Adică, bun, am înțeles că era un moment important, cred că 30 de ani de la înființă, începerea funcționării Curții Constituționale și trebuia să zică ceva în discurs, cum să zice. Zic, da, de ce o fi ales momentul ăsta? Mă gândeam, și ce o fi vrând? Dincolo de ce să spune, știi? Că trebuie să spui acolo. Vrem să modificăm Constituția? El a zis, pentru că țara se modernizează și ceva, Constituția trebuie să țină pasul. Păi, ok, da, știi, Constituția e o chestie atât de puternică și atât de generală, încât nu trebuie să urmărească fiecare pas de dezvoltare al țării. Și a mai dat un argument domnul Ciolacu, a zis, e bine să o facem acum că avem majoritate. Ok, sigur, și asta, dacă ăsta e un argument, atunci stă în picioare, dacă aveți o majoritate. Dar ce-o fi căutat domnul Ciolacu? Și am stat să mă gândesc că singurul lucru care îl poate duce la un atare proces care e și al naibii lung și complicat este doar introducerea unui nou lucru în mixul de negocieri dintre toate părțile în alianță. Pentru că dacă domnul Ciolacu reușește să facă acest lucru, să pună realmente pe masa unei discuții, să discut mai multe puncte de negociere între cele două, pentru că vor fi de renegociat puteri masive în statul român. Și atunci, dacă domnul Ciolacu reușește să-i atragă pe partenerii săi de coaliție în acest joc al împărțirii puterii, poate să profite politic pe mai multe planuri. Adică, e un demers, mă scuzați, politicianist, în care pune o temă pe masă, dar caută să rezolve probleme în alte părți. Cam așa văd eu chestiunea asta, pentru că procesul în sine de modificare presupune o alianță perfectă între PSD și PNL să aibă aceleași interese și să zică, uite, acum o facem și o să funcționeze foarte bine ce o să modificăm noi, dar mai trebuie să convingă și UDMR-ul votul la Constituție cu 2/3 din Parlament, după care urmează referendum, trebuie să-ți convingi populația și trebuie să-i dai și UDMR-ului ceva. Tu te-ai gândit vreodată care ar fi primul lucru pe care l-ai modifica în Constituția actuală a României? Da, am și scris ieri pe Facebook la un moment dat, dar fără să am o gândire foarte apăsată, modul de accedere la CCR, deci aș pune acolo o limită de vârstă și o limită profesională, aș zice ceva de genul minim 20 de ani în magistratură.
Și atunci poate să fie numire politică, poate să fie cum vor ei. Dar cu experiență, pe baza cu experiență, adică un om care vine cu 20 de ani în magistratură, că la noi stai cel mult 25, sau poți să scrii chiar 23, să fie cineva în apropierea pensiei. Vine cu, indiferent de opțiunile lui, dar vine cu o mare experiență și de asta am avea nevoie. Și mi-a scris cineva într-un comentariu, foarte bun comentariu și l-apreciez foarte tare, că un alt lucru care ar trebui modificat, organizarea teritorială. Renunțarea la județe și realizarea unor zone mai mari, regiuni, provincii, zile, cum vrei. Nu ținuturi. Nu ținuturi, te rog. Nu ținuturi, da. Acolo să fie mic, mic, mic și să nu... să nu fie și al nostru, da, da, da. Așa o să zică fiecare, dar să fie al nostru. Să fie al nostru. Deci, astea două lucruri cred că ar trebui, dar... Cred că demersul domnului Ciolacu e departe de a se împlini în aceste momente. Mulțumesc pentru comentarii, Cătălin, și te așteptăm și mâine alături de noi. O zi bună tuturor celor care sunt acum cu Europa FM. It's like having the world's music on shuffle. Now I really wanna know your name. Europa FM. More variety now.